China va depăși Statele Unite la capitolul finanțe mai devreme decât se aștepta. Uite, în 2028 va ocupa deja locul întâi în topul celor mai mari economii globale. Doar anul ăsta economia lor a crescut cu 2%. Aminata a studiat cifrele și îți aduce mai multe informații. Aminata, cum a reușit China, așa în plină pandemie, să evite un dezastru economic? Raluca, China, spre deosebire de America și Europa, a impus de la începutul pandemiei măsuri drastice, așa că a evitat un blocaj economic, însă, cu toate acestea, va lăsa 14 milioane de americani șomeri în 2021. Economia Chinei va crește cu până la 5,7% în următorii ani, în timp ce creșterea economică a Statelor Unite nu va depăși 2%. Chiar și așa, mulți dintre chinezi vor rămâne săraci, numărul populației este mult mai mare decât al Statelor Unite.